bea suc de lămâie în loc de pastile, dacă ai una dintre aceste 8 probleme flavonoizii din sucul de lămâie sunt un antioxidant uimitor cu potențial de luptă împotriva cancerului. Aceștia previn hipertensiunea, diabetul zaharat, indigestia, febra, constipația și alte boli. Sucul de lămâie întărește structura firului de păr, pielii și dinților. Studiile efectuate de Asociația Americană Urologică au arătat că sucul de lămâie creează citrat urinar, care are capacitatea de a preveni formarea de cristale, astfel ușurând eliminarea pietrelor la rinichi. 1. Scăderea în greutate cele mai recente rezumate de cercetare arată că sucul de lămâie protejează sănătatea noastră în mai multe moduri. Pectina, o fibră, stimulează un proces sănătos de pierdere în greutate. 2. Problemele pielii antioxidanții din sucul de lămâie netezesc ridurile, elimină petele cauzate de vârstă și cicatricile. Acesta purifică, de asemenea, sângele. 3. Detoxifierea combinația de suc de lămâie și apă acționează ca un detoxifiant foarte puternic. Este excelent pentru toate procesele de detoxifiere. 4. Circulația în intestine pectina din sucul de lămâie îmbunătățește mișcarea intestinală și curăță colonul. Folosește-l ca un puternic instrument antibacterian. 5. PH echilibrat, bea un pahar de apă caldă cu lămâie dimineața pentru a obține o valoare ușor alcalină a pH-ului. Sucul de lămâie poate fi denumit și acid, dar el creează un mediu alcalin în organism. 6. Probleme digestive Sucul de lămâie stimulează producerea de bilă, îmbunătățind astfel digestia. 7. Bacteriile și infecția datorită proprietăților sale antibacteriene, sucul de lămâie previne infecția și multiplicarea bacteriilor. 8. Inflamație și durere Sucul de lămâie ameliorează durerile articulare și inflamațiile, este deosebit de benefic pentru genunchi. Diluează acidul uric, fiind de mare ajutor pentru persoanele în vârstă. Rămâneți sănătoși, dragilor, nu uitați să distribuiți canalul, să apreciați materialele și să vă abonați. De reținut că materialele de pe canal au scop informativ și nu înlocuiesc opinia medicală avizată, pentru un diagnostic corect, adresați-vă medicului specialist.